Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bună ziua, dragi ascultători, sunt Mirela Retegan, sunteți la Europa FM și împreună schimbăm perspectiva și în această dimineață. Am o invitată cu care îmi doresc de foarte multă vreme să stau de vorbă și mă bucur că s-au aliniat planetele și astăzi este aici în studio, pentru că este un moment perfect. Invitata mea de astăzi este extrem de prezentă în casele românilor datorită unui curaj extraordinar de a schimba perspectiva asupra felului în care petrece timpul cu copilul ei. Vorbim despre o mamă care și-a găsit în permanență timp, energie și bucurie de a petrece timp cu fetele ei. Pe una dintre ele a luat-o de mână și s-a dus cu ea în lumea largă, la America Express, unde Ada și cu Antoaneta Galeș fac o echipă pe care oamenii o privesc cu curiozitate, cu admirație, cu 100.000 de întrebări, dar dincolo de existența lor pe micile ecrane în această perioadă, Antoaneta Galeș, invitata mea de astăzi, este în rafturile tuturor librăriilor din România, iar Ada este pe cele mai mari scene ale teatrului românesc și eu sunt foarte fericită să aflu astăzi cum s-a construit această relație și cum Antoaneta Galeș a schimbat într-o zi perspectiva și dintr-un om care făcea resurse umane a ajuns o femeie care își împlinește toate visurile. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu alături de tine și să intru pe calea undelor și pe cea a imaginilor în casele oamenilor. Îmi doresc foarte tare ca oamenii să afle mai multe despre tine și despre relația cu fetele tale și despre relația cu oamenii din viața ta și despre relația ta cu scrisul și despre relația ta cu îndrăzneala. Pentru că tu ai îndrăznit să lași un loc sigur, stabil, care te ținea într-o zonă de confort și să te arunci în viață. Cred că îndrăzneala mă caracterizează și îmi place să spun despre mine că am învățat să am curaj chiar dacă mi-e teamă și cumva să nu pretind să nu mai îmi fie frică, ci cumva să mă uit mai întâi la ce pot face chiar dacă mi-este puțin teamă. Îți măsori riscurile? Da, și să știi că nu sunt în căutarea riscurilor, nu-mi place să risc foarte mult, fac întotdeauna o analiză, zic eu, foarte bună și foarte realistă. Și îmi asum, curajul înseamnă să-ți asumi riscurile la care te expui. Eu mi-asum riscurile pe care, fac riscurile pe care mi le pot asuma. Da, exact, exact. Știu că nu rănesc pe nimeni, că nu plătește nimeni nimic din cauza îndrăznelii mele și atunci pentru mine asta înseamnă să-mi asum riscurile. Nu mă duc cu capul înainte și... Dar ai fost așa dintotdeauna? Cred că da, întotdeauna am analizat ce este mai bine și ce este posibil. Gândește-te că m-am măritat la 20 de ani, la 21 am născut-o pe Ada. Și cumva și atunci am făcut o analiză pentru că nu mi-aș fi dorit neapărat să fac un copil la 21 de ani, însă medicul la care am fost și am purtat o discuție mi-a zis că sunt foarte slabe șanse să mai pot avea copii în viitor dacă aleg să nu o fac. Și am luat medicamente mult timp ca să pot păstra sarcina și m-am gândit atunci care este riscul, cum m-aș purta eu cu mine dacă la 30 de ani, când mi-aș dori copii într-adevăr, mi-aș da seama că nu se poate pentru că am făcut o greșeală cândva. Și atunci am zis că este mult mai bine să-mi asum riscul de a crește și cumva pe asta m-am bazat. Ce are nevoie un copil de la mine? Are nevoie de susținere, are nevoie de încredere, are nevoie de adevăr, are nevoie de foarte multă iubire. Ok, și ce pierdea tânăra Antoaneta la 21 de ani? Nu m-am gândit la asta. A fost mult mai important și așa aleg. Să vezi dacă poți să-i oferi. Da, așa aleg. Ce am de făcut, ce urmează să se întâmple și mai degrabă mă uit ce aș pierde dacă nu aleg așa. Adică ce pierd dacă nu voi avea acest copil, decât ce pierd dacă l-am. La asta nu m-am gândit. Nici măcar o secundă. Foarte frumos. Uite, asta poate să fie o lecție foarte importantă pentru oamenii care ne ascultă și care nu întotdeauna privesc din perspectiva asta lucrurile. Ai devenit mămică foarte devreme. Și cum te-ai descurcat? Eu cred că m-am descurcat bine și cumva a fost... Am avut și sprijin, într-adevăr. Mama mă ajuta pe atunci. Mă putea ajuta, deși ea încă lucra, dar ea îmi făcea de mâncare. Și o căram pe Ada cu mine pe la colegi, unde îmi scriam proiectele și cumva se juca cu sora colegilor mei sau cu mama colegilor mei. A fost cumva cea mai tânără studentă din an. Eu am terminat design și mobilă de artă. Și după ce ai terminat facultatea? După ce am terminat facultatea, nu mi-am găsit un job în domeniu și am făcut... marketing și vânzări pentru o companie care vindea bilete de avion pentru un an și apoi am lucrat pentru o companie americană de croazieră, făceam recrutare pentru vapoare, pentru hotel și restaurant. Așa. Și partea de training. Asta am făcut încă 2 ani. În 97 m-am angajat în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale. Era un proiect de dezvoltare a serviciilor de ocupare, partenerii era Ministerul Muncii din România și a fost minunat, pentru că acolo mi-am dat seama cât de mult contează pentru mine să lucrez cu oameni și pentru oameni. A fost o mare provocare, am avut un mentor extraordinar, șeful de proiect care învățase german, care învățase niște limba română, mi-a zis, nu mai are rost să țin eu trainingurile, le vei ține tu. Așa că imaginează-ți că aveam 27-28 de ani și mă duceam prin țară în serviciile în agențiile de ocupare care la vremea respectivă se chemau agenții de șomaj și le explicam oamenilor că ei prestează servicii pentru șomeri și se află în slujba șomerilor. Și cumva cred că eram suficient de deschisă încât oamenii să înțeleagă, pentru că nu m-a bătut nimeni. Tu ai fost vreodată șomeră? Nu. Eu am fost. Wow! Am avut carnet de șomer. Ok. Vreo câteva luni. Rămăsesem fără job și acolo unde se încheiase contractul, intrai automat în șomaj. Sigur. Nu exista o altă posibilitate și eu am avut carnet de, adică și carnet de șomer am avut. Acum povestești. Aveai sentimentul atunci că e vocația ta? Ce faci? Sau știai că vrei să faci altceva? Pentru mine, motorul principal este curiozitatea despre cum funcționează mintea oamenilor. Okay. Și dorința de a mă pune în serviciu oamenilor, ca în cazul în care își doresc, și subliniez asta, să se poată dezvolta. Te-a ajutat în Asia Express, în America Express, această formă de a privi oamenii? Să te gândești cum funcționează mintea lor? Pentru mine a fost un experiment social. Îți dai seama, este absolut un cadou neașteptat pentru un scriitor, pentru o scriitoare, să fie odată într-un context în care oamenii te primesc în casa lor. Și sigur că vin și îți povestesc și dacă vrei, asta este regretul meu principal în legătură cu emisiunea, că nu este spațiu suficient să fie văzuți oamenii de acolo, care ne dădeau găzduire, ne dădeau de mâncare, ne primeau în casa lor și în viața lor și ne povesteau niște povești absolut minunate. O să revenim la America Express pentru că vreau să te întreb câteva lucruri legate de emisiune și de relația ta cu Ada și cu ceilalți concurenți și cu toată situația asta. Dar hai să vedem unde a schimbat Antoaneta perspectiva asupra felului în care își câștiga banii. Tu, tot ce mi-ai povestit până acum, ai trecut dintr-un job în altul, dintr-un job în altul, ca să-ți plătești facturile și să... erau joburi. Pentru mine a fost vocație întotdeauna. Cumva mi-am dat seama că e important să produc schimbare în rândul oamenilor și Dacă vrei, cred că înțelegerea profundă a acestui lucru a venit în 2010, când am făcut un burnout. Până acolo, okay, n-aș vrea să trec, pentru că tu ești coach, ești un om de la care oamenii pot învăța foarte multe. Ai spus ceva foarte important. În tot ce am făcut, pentru mine a fost vocație. Eu înțeleg ce spui pentru că simt același lucru și dacă am tricotat căciulițe și le-am vândut peste frontiera cu Ungaria în anii în care din micul trafic puteai să faci niște bani, tot vocația era, tot bucuria de a da mai departe ceva ce a ieșit din mâinile mele. Cum pot oamenii să își găsească în ceea ce fac în acest moment bucurie, chiar dacă nu conștientizează că e sau nu vocația lor? Cred că e important să se întrebe, dar cumva la o scară cât mai mică, pentru că întotdeauna avem pretenții foarte mari de la noi, și să se întrebe care este impactul pe care eu îl produc în viața celor din jurul meu. Poate să fie un om, poate să fie mai mulți oameni. De exemplu, cel care îmi oferă cafeaua, barista de la cafenea, poate să-mi facă ziua mai bună zâmbindu-mi și întrebându-mă cum îmi merge. De asemenea, sunt lucruri foarte mici pe care toți oamenii, de exemplu, într-o echipă medicală, toți oamenii care sunt implicați acolo au un impact. Atât chirurgul care operează, cât și infirmiera care face curățenie în sală, cel de la recepție care te invită să iei loc și care, eu știu, se deschide și îți oferă un spațiu în care... Adică e o femeie de la recepție care îți iau buletinul și te înregistrezi la intrarea în spital. Poți să impactezi starea ta de sănătate prin felul în care mă port cu tine? Pot să impactez, pentru că dacă eu sunt mai liniștită în momentul în care mă duc la o consultație, voi găsi mai bine informațiile pe care să-i le prezint medicului, care va înțelege mai bine ce se întâmplă cu mine. Și dacă mie, casiera de la ghișeul de recepție al spitalului, nu-mi place ceea ce fac și am găsit acest job că n-am avut de ales, poate că e important să mă întreb, din moment ce încă mai stau aici, ce îmi place la ceea ce fac. Și să mă agăț de asta. Și să mă agăț cumva de asta, pentru că, dacă vrei, sunt 4 lucruri în legătură cu munca. Primul lucru este să mă întreb de ce muncesc, la modul general. Și cum spui tu, muncesc ca să mănânc, să-mi plătesc facturile. De ce muncesc aici? De ce în acest loc și nu în altul? După ce îmi dau seama de ce muncesc aici, la această recepție și nu în altă parte, nu la un alt, eu știu, nu la o altă companie de servicii medicale. Ce îmi place totuși aici? Care sunt motivele mele de satisfacție? Și după ce înțeleg și care sunt motivele mele de satisfacție, să mă întreb și ce mă face fericit aici? Pentru că, de fapt, răspunsul la întrebările astea două, ultimele pe care le-am menționat, sunt relațiile, modul în care colaborez cu colegii și rezultatele pe care le produc împreună cu ei. Și anume, rezultatele însemnând oameni care sunt mai sănătoși, oameni care sunt mai bine, oameni care se... sunt mai bine în ceea ce privește prevenția pentru sănătate. Și e important să-mi dau voie să văd astea. Nu sunt lucruri de la sine înțeles. Și poate că deseori avem pretenția ca să ni se întâmple lucruri foarte mari. Dar asta nu ne ajută. Și uite, fac o paralelă cu America de Sud. Mie mi-au plăcut foarte mult oamenii pentru că au o smerenie mai mare în fața vieții. Ei știu că viața din când în când o să-ți tragă câte un pumn în gură. Mie îmi place să spun altfel. Te rog. Eu, dacă se spune că noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e ca mine, da? Ok. Da. Dacă eu sunt după chipul și asemănarea lui, înseamnă că Dumnezeu e ca mine. Păi cum sunt eu? Eu sunt din acel aluat care, dacă se uită la tine și te vede că n-ai nimic de lucru, îți dă ceva să faci, da? Bun, înseamnă că Dumnezeu din când în când se uită pe balcon și zice: Creștina Retegan, Creștina Galeș, ce fac ele acum? Nimic. Să le dau de lucru. Și Dumnezeu îți dă greu de obicei când îți dă. Drept urmare, eu îmi găsesc tot timpul ceva de lucru ba mai mult, să mă vadă Dumnezeu și că sunt fericită în preocuparea pe care eu o am. Să nu zic că, măi, n-a ales bine, ia să-i dau eu ceva. Și atunci sunt foarte atentă la felul în care mi-organizez activitatea în fiecare zi și de vreo 20 de ani m-a lăsat în pace. E ok. Da, cred că m-a văzut foarte ocupată și a zis să o lăsăm în pace pe Mirela, că văd că și-a înțeles treaba și își vede de muncă. Eu am auzit o vorbă care mi-a plăcut și am auzit-o pe la Sibiu. Până stai, ia fă tu curățenie pe aici. Da. Acum, zicea bunica mea. Noi ne asemănăm foarte mult, știi? Și cumva există această presiune de a face și uneori nu este foarte util. Și asta e important să înțelegem. Pe mine mă caracterizează acest verb, a face, în timp ce pe fiica mea o caracterizează verbul a fi. Și când astea două se întâlnesc la mijloc, a face încearcă să zguduie a fi, în timp ce a fi este atât de bine înfipt în ființa lui, încât nu-l atinge nimic din ceea ce face a face. Vreau să te întreb cum ai construit relația cu fetele, cum a fost copilăria Adei, o grămadă de lucruri, dar n-aș vrea să ieșim din zona asta de job, pentru că mi-ai spus mai devreme că în 2010 ți-ai dat seama exact care e drumul tău. Da, pentru că... O calea ta. E și, apropo de perspectivă, eu consider că am avut un mare noroc pentru că am făcut un burnout. Sunt trendsetter la burnout. Așa. În 2010 nici nu se vorbea despre asta. Însă eu am fost complet epuizată și mi-am dat seama că este nevoie să modific ceva în viața mea, să mă poziționez diferit, să fac lucrurile puțin diferit, pentru că altfel nu e bine. M-am oprit pentru 3 luni. Colegii mei au avut această deschidere de a îmi oferi spațiu de care am nevoie și vreau să spun că atunci mi-am dat seama, m-am întors după 3 luni, pentru că îmi lipseau oamenii, îmi lipseau colegii mei. Ce ai făcut în alea 3 luni? În primul rând, ce făceai când ai făcut burnout-ul? La momentul la care am făcut burnout-ul eram director de resurse umane și dezvoltare pentru... o companie mare, multinațională din România. Ok. Și ce ai făcut în alea 3 luni de burnout? De pauză. Eu pot să spun despre mine că eram mai degrabă workaholică, perfecționistă și obsedată de control. Adică aveam toate ingredientele necesare și ce s-a schimbat a fost faptul că mi-am dat voie doar să fiu în acele 3 luni și cumva m-am lăsat efectiv fizic. Zi-mi un pic, explică-mi, ajută-mă să înțeleg că nu-mi dau seama. Pentru că nu știi să nu faci. Exact. Sau nu știi să faci nimic. Pentru că există această, în limba olandeză se cheamă Nixen, făcutul de nimic. Am mers cu o prietenă la mare, cu 2 copii mici și pur și simplu făceam ce era nevoie de făcut și asta este o perspectivă foarte bună. Când nu știi ce să faci, uită-te în jur și poate că este nevoie doar să duci gunoiul. Poate nu e nevoie de nimic altceva. Să împături tricourile în dulap. Să împături tricourile, habar n-am, ceva ușor, ceva mic. Din nou, că ne uităm mai mult la lucrurile mari. Am stat mult, m-am plimbat, am învățat să mă ascult, am învățat foarte bine să-mi aud gândurile și cumva mi-am cultivat capacitatea de a alege pe care dintre ele să le cred. Asta fac și cu cei cu care lucrez în coaching. Cumva asta este un lucru foarte important. Și acum o să spună cei care ne ascultă, da, v-ați permis financiar să faceți asta. E adevărat. Este foarte adevărat și burnout-ul nu este ceva ce li se întâmplă doar oamenilor care... Care au rezerve sau oamenilor care sunt în, eu știu, în poziții de conducere. Se poate întâmpla la orice nivel ierarhic, în absolut orice meserie, în momentul în care cumva stresul, că burnout înseamnă incapacitatea de a gestiona stresul provocat de muncă. Și în cazul în care libertatea ți este restricționată, programul te epuizează, valorile tale pot fi încălcate, sunt foarte multe șanse să faci un burnout. Ne întoarcem după pauză pentru că vreau să aflu ce ai făcut după 3 luni în care n-ai făcut nimic. Am înțeles, mi-e foarte clar, o să caut cursuri de nefăcut nimic, pentru că eu va trebui să învăț asta la un moment dat, dar suntem cu Antoaneta Galeș astăzi la Schimbă Perspectiva și după o scurtă pauză aflăm ce a făcut Tony după 3 luni în care n-a făcut nimic atunci când s-a întors la muncă. Schimbă Perspectiva. Ne-am întors la Schimbă Perspectiva. Antoaneta Galeș este invitata mea. În prima parte a discuției am vorbit despre parcursul ei profesional, pentru că mi-am dorit foarte tare să aflu cum cineva care a ocupat poziții cheie în multinaționale, într-o zi a ales să își dedice viața scrisului sau să se exprime prin scris și să reușească performanța de a avea un roman pe an, zis da. Tony, și mă bucur foarte tare să aud asta. Puneam înainte de pauză că 3 luni de zile ai lipsit de la job. Am lipsit de la job și am învățat cumva să cobor în corpul meu, să mă dau mai mult jos din cap. Am învățat să merg pe stradă și să văd ce văd. Am învățat să observ, am învățat să mă aud, am învățat să-mi dau seama ce am nevoie. Sigur că m-am întors, eu aveam aceeași poziție și sigur că era vorba de foarte, foarte multă muncă. 2010 a fost un an greu, a fost chiar la începutul crizei financiare, au fost foarte multe dificultăți. Nu s-a schimbat nimic în jobul meu, dar s-a schimbat perspectiva cu care mă uitam eu la job. Și cât ai mai rămas acolo? Am rămas încă 8 ani. Cu o pauză în 2014, 2014-2015, când atunci mi s-a părut că sunt gata să fiu pe picioarele mele ca antreprenor. Dar încă nu erai. Încă nu eram. Nu eram pregătită pentru asta. Și în momentul în care am primit o ofertă care mi-a asigurat mai multă libertate de a crea niște programe absolut fantastice pentru colegii mei, pentru că am făcut mai bine de 300 de interviuri cu colegii din toate magazinele și cumva i-am lăsat pe ei să vorbească despre ce înseamnă munca și ce le place, ce le aduce, însă au vorbit liber și despre dificultățile pe care le aveau și cumva proiectul m-a motivat să revin până în 2018, când mi-am dat seama că pot produce impact în afară și e momentul să-mi văd de treaba mea. Când ai început să scrii? Cred că pe la 12 ani m-a lovit pe mine ideea să scriu un roman. Doar că eu sunt o ființă suficient de, atât critică și cu umor și mi-am dat seama că era o mare porcărie, evident. Nu l-am arătat nimănui, însă cumva mi-a fost foarte clar că voi scrie. Și ai scris în toți anii aceștia sau te-ai oprit? Nu, după aceea m-am oprit, am scris pe la 25-26 de ani, însă care... Romanul de atunci nu era potrivit, nu că nu era romanul, era o perioadă foarte, foarte grea, o inflație uriașă, dacă ți-aduce aminte, anul 97, 96-97. Și atunci romanul a mai așteptat până când am avut întâlnirea de 20 de ani de la liceu și regretatul profesor Ion Popescu-Topolog, care mi-a fost și diriginte, le-a spus colegilor mei: haideți să o facem să promită că va publica romanul pe care îl ține în sertar. Ce frumos! Pentru că dumnealui îl citise, îi plăcuse foarte mult și pentru că a insistat, în 2008 am publicat Roșu, un roman despre o tânără care se întoarce după 20 de ani în România. Deci vă rog să o căutați pe Antoaneta Galeș, să luați toate informațiile posibile din online, să-i citiți cărțile. Eu o să vă spun că am primit anul trecut de Crăciun Caietul Fericirii de la Lulu, colegul meu din Gașca Zürli, care a cumpărat acest caiet pentru toate femeile din viața lui. Și de atunci mi-am propus să am o discuție cu tine pe această temă, dar aș vrea să trecem la America Express, pentru că este subiectul zilei și mi se pare un curaj absolut extraordinar ceea ce ați făcut voi acolo, să te iei de mână cu fiica ta și să acceptați această provocare. De ce ai făcut-o? Tot din curiozitate. Mi s-a părut o șansă extraordinară să pot să merg în America de Sud și să cunosc niște oameni la ei acasă. Ți-a fost frică de ceva? Mi-am dat seama la un moment dat că mi-este teamă de durere fizică. Fizică. Pentru că, vezi tu, eu am 2 hernii de disc și ultima dintre ele am făcut-o în 2020 și... Da, de asta mi-a fost greu? Mi-a fost teamă să nu mă rup, pur și simplu. A fost greu fizic? Da. A fost foarte greu. A fost foarte greu. A fost un moment în care ai simțit că nu mai poți și că nu mai vrei? Că nu mai pot, cred că au fost foarte multe momente, însă n-am zis asta, decât poate când a fost extrem, extrem de greu spre sfârșit. Da, a fost foarte greu. Însă cumva experiența care este incredibilă. E o experiență, e ceva ce nu ți se poate întâmpla în condiții obișnuite de viață. Să fii poate și în 4 orașe, într-o singură zi, din misiune în misiune. Cumva m-a interesat foarte mult și ce se întâmplă cu creierul meu, ce s-a întâmplat și în momentul în care m-am întors acasă, de unde fusese o explozie de dopamină și adrenalină. Eram undeva într-un loc foarte, foarte diferit și să-mi dau voie să observ cum se acceptă liniștea, cum acceptă creierul meu liniștea după toată nebunia care a fost acolo. Cum ai caracteriza relația ta cu Ada în experiența asta? Relația noastră a fost aceeași. Este o relație de încredere, respect, adevăr și iubire și îi sunt extrem de recunoscătoare pentru că din punct de vedere fizic, ea a fost cea puternică între noi. Și dacă au existat vreodată discuții, au fost doar la modul, duc eu asta, nu, o duc eu, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Dar de ce se ajunge în punctul ăsta de tipat, de încrâncenare? E modul în care este creat întreg setup-ul. Este de așa natură încât să te facă să vrei să fugi. Tu ești o persoană competitivă? Nu. Și atunci de unde? Ada este o persoană mult mai competitivă. Eu ți-am zis, senzația mea a fost că mă duc acolo și o să aflu foarte multe lucruri despre oamenii de acolo. Așa. Și sigur că dacă era de muncă, pentru că aici e un lucru foarte diferit. Eu nu sunt competitivă, însă eu sunt o persoană foarte conștiincioasă. Și muncitoare. Și muncitoare. Și atunci eu respect. Dacă mie mi-ai dat o misiune, eu fac misiune, poate să-mi fie foarte rău. Dar în momentul în care porneam în cursă, aveam adrenalină, aveam determinare, pentru că am ceva de făcut. Așa. Adică asta făceam, iar Ada are o meserie, același gen de meserie. Ea e actriță. Trebuie să fii aproape cu un picior în groapă ca să nu joci. În rest, te doare, îți revii, ai ceva, îți revii. Sunt convinsă că știi la ce mă refer. Sigur. Nu există. Nu mai simți nimic. Nu mai simți nimic. Ai ceva de făcut. Ai ceva de făcut? Acum faci. După aceea, ai timp să-ți fie rău. Eu când m-am despărțit de tatăl Maiei, îmi permiteam să plâng între emisiuni și urlam, știam clar pe ceas, acum am 2 ore. Acum pot să plâng. Acum pot să plâng, să mă umflu de plâns, nu e nicio problemă, urlăm, corect, ne jelim, suntem victimele absolute și ne așezăm la microfon și făceam cea mai veselă emisiune posibil. Alte 2 ore în care nimeni nu și-ar fi dat seama nicio secundă de fapt ce se întâmplă cu mine. Este respectul față de muncă și cumva din moment ce eram acolo era și o muncă pe care o aveam de făcut. Ce a fost cel mai greu? Dincolo de efortul fizic. A fost foame? Nu. A fost mizerie? Ai dormit în condiții în care n-ai mai vrea să dormi? A fost frig și uite, cred că ăsta a fost un lucru care mi s-a părut foarte dificil. A fost frig de foarte multe ori. Am dormit în saci de dormit noaptea. Au fost foarte multe locuințe în care poate că era diferit față de cât de curat este la noi. Însă oamenii aceia m-au primit la ei în casă nu ca să le fac curățenie și nici ca să-i judec. Și cumva am avut un singur moment în care, el nu a trecut la montaj, în care am fost în casa unei doamne și era rău. Dar era rău, adică era rahat de câine pe jos. Și cumva eram la masă și mă întrebam, oare ce să facem, să mai stăm, să nu mai stăm, cum să spunem? Eram atât de obosite, durase atât de mult până când ne-am găsit cazare. Și în momentul acela a sunat proprietarul locuinței, pentru că doamna nu era, era în chirie acolo, și a spus să ne dea afară. Și doamna, cu regret, ne-a zis, trebuie să plecați. Iar noi am zis, sigur că da, doamnă, vă mulțumim din suflet, vă mulțumim din suflet. Ați simțit-o ca pe ușurare. Mare. Și ați găsit altă cazare? Am găsit apoi, nu știu, poate o oră. Da, am găsit. Care sunt cele mai puternice amintiri cu care ai rămas de acolo? Uite, mi-aduc aminte de o discuție pe care am purtat-o cu o doamnă care era instructoare de yoga în Popayan, în Colombia. Și ea îmi povestea despre soțul ei care construiește o bibliotecă undeva în ținuturile de pădure, de junglă, pentru că oamenii de acolo au foarte puțin acces la cultură. M-a mai impresionat un domn care în Medellin ne-a spus că el vrea foarte mult să transmită oamenilor din România faptul că ei, ca popor, sunt un popor de oameni harnici, cu respect, că nu se ocupă toți de droguri. În Columbia era asta. În Columbia era asta, da, în Medellin. Astea sunt lucrurile care îmi rămân și care sunt foarte lipite de sufletul meu. Și cu restul echipelor ați reușit să stabiliți conexiuni? E timp să legi relații, să dezvolți legături? E foarte puțin timp. Ai foarte puțin timp la dispoziție pentru asta. Cumva noi veneam și dintr-o altă zonă decât ceilalți participanți care se cunoșteau, între ei. A fost în multe situații destul de dificil să observăm că fac front comun împotriva noastră. Pe de altă parte, am absolut toată înțelegerea și îmi dau seama că unii dintre ei sunt mai competitivi, văd altfel lucrurile. Se vede diferit la televizor față de ce era acolo când erați în miezul? Uneori se vede diferit. A fost mult mai greu și asta am zis întotdeauna, că am mai urmărit emisiunea și înainte de a merge. Însă e mult mai greu acolo. Și nu-ți poți imagina asta privind de pe canapea. Și sigur că la montaj contează, habar n-am, care sunt cele mai importante secvențe și cumva uneori este diferit față de cum s-a întâmplat, însă pot să înțeleg și asta, că e important în economia emisiunii să se prezinte mai mult anumite lucruri. Pentru noi a fost fabulos că am fost acolo, ne-am dovedit cumva una alteia că suntem de încredere una pentru cealaltă. M-a întrebat multă lume dacă avem o relație diferită pentru că am fost acolo. În afară de faptul că am văzut, deși știam că Ada este o persoană foarte generoasă, am văzut-o cu câtă generozitate se poziționează față de lume în general. Și poate că e chiar mai mult decât am crezut înainte, n-am avut surprize una de la cealaltă. Poate că nu credeam că o să mă descurc atât de bine. să duc rucsacul ăla sau să fac, nu știu, sau să ridic tot felul de lucruri. Da, a fost o bucurie să mă văd făcând. Atât de multe lucruri pe care le-ai făcut pentru prima dată în viață, probabil. Da. Adunate într-un timp foarte scurt. Da. Și ai mai merge încă o dată? Da. Da? Da. Sunt convinsă, adică... Și zic asta și pentru că știu că nu există riscul să mai fiu invitată încă o dată. Sunt foarte multe experiențele noi și diferite și mi-a plăcut foarte mult să fiu acolo din punctul acesta de vedere. Așa că nu mă sperie și m-am descurcat cumva mai bine decât credeam că mă voi descurca. Te-a făcut mai puternică? Ai mai multă încredere în tine după ce ai trecut prin experiența acestei provocări? Cred că m-a făcut să văd că sunt mai puternică decât credeam. Ok, asta e foarte bine. Da. Mi-am propus să mă duc la sală în momentul în care m-am întors. Și te-ai și ținut? Nu. Nu, n-am fost niciodată de... Am zis așa, wow, deci dacă pot să fac atâtea chestii, pot să și ridic, să mă duc, să mențin, să... Nu. Ne-am întors la obiceiuri, rămâne un episod din viața noastră minunat, extraordinar, cea mai tare experiență posibilă. Da, e adevărat, e adevărat. La standul editurii Tritonic. La standul editurii Tritonic, zilele acestea, la Gaudamus, găsiți cea mai nouă carte semnată de Antoaneta Galeș. Și aș vrea să facem o înțelegere. Să lași la editură o carte semnată de tine cu dedicație pentru cineva care o câștigă la această emisiune. Sigur că da, ce frumos! Punem o poză cu noi două pe Facebook, pe Mirela Retegan Oficial, și îi rugăm pe oameni să scrie la comentarii un lucru care îi face fericiți în acest moment în jobul lor, pentru că am vorbit foarte mult despre asta în prima parte a emisiunii. Și o să alegem împreună un câștigător care o să primească această carte dacă se duce la Gaudamus, la standul editurii, și oricum o să primească online Caietul Fericirii și Cartea Mare a Poveștilor Zurli, care este nou-nouță, este proaspăt ieșită din tipar, în care are mirosul acela care ne place nouă foarte tare. În această carte mare a poveștilor Zurli sunt toate poveștile Zurli scrise de mine și de Maia, adunate într-un singur loc. Începând din acest weekend, cartea se găsește la editura Creator și în librării și online, așa că unul dintre voi va primi aceste două cărți și cartea semnată de Antoaneta pe care o găsesc la raft. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc eu pentru invitație, a fost o mare bucurie să fiu aici. Aș mai fi stat cu tine la povești o grămadă de timp, pentru că sunt foarte multe lucruri despre care am putea să vorbim, dar cu siguranță că vom avea ocazia, pentru că aș vrea într-o zi să ne vedem și să vorbim despre relația pe care tu o ai cu fetele. Mulțumesc mult, să știi că revin cu mare drag oricând o să mă inviți. Și aș vrea să-ți las ție momentul acesta în care să le spui oamenilor din tot ceea ce ai trăit tu până acum, două lucruri la care să fii atenți în ceea ce fac zi de zi. Cred că cel mai important lucru ar fi să învețe să se audă mai bine, să-și audă tot felul de judecăți, să-și audă tot felul de etichete pe care și le pun ei înșiși lor, modul în care își vorbesc, și dacă ar fi să facă o schimbare foarte mică de perspectivă, să învețe blândețea și să-și vorbească și mai frumos. Ah, ce frumos! Iar din partea mea, apropo de cele două lucruri pe care vreau să vi le spun, să știți că această emisiune o găsiți și în Spotify, puteți să o ascultați când aveți voi timp, și pe canalul de YouTube o să găsiți linkul în comentariile de pe pagina oficială. Eu sunt Mirela Retegan și în fiecare duminică de la ora 11 aici la Europa FM schimbăm perspectiva. Mă bucur foarte tare că ați fost și astăzi alături de noi. Vă doresc o duminică minunată și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.